Bună ziua, stimați telespectatori ai postului de televiziune Capital TV. Astăzi vă vom prezenta la Capital Special trei reprezentanți din cadrul inițiativei cultural-turistice Ținutul Momârlanilor. Este vorba de Daniel Roșca, inițiatorul acestui proiect până la urmă, de Alin Panaite și de Laura Hancăș-Bogdan, pe care o veți vedea ulterior. Deci Daniel Roșca și Alin Panaite se află alături de noi. Bine ați venit! Bună ziua! Bună ziua! Dar bine ai revenit, de fapt, că tu ești un colaborator vechi al Capitalului TV. Bine v-am regăsit! Am băgat o grămadă de filme făcute de voi, de istoria acestui popor, de istoria Hunedoarei, de istoria Băii Jiului, legende. Deci tu ești cunoscut la Capital TV prin aceste filmulețe, clipuri, cum să le zicem. Inițiativa noastră de astăzi este, zicem noi, interesantă pentru telespectatorii noastre, pentru că o să vă prezentăm un eveniment care o să aibă loc în Țara Litua. Țara de Piatră prezentă cu denumirea încă din 1241 în diploma Cavalerilor Ioaniți. Eveniment care va avea loc, din câte știu, pe 7 octombrie, la Casa de Vis. Pe 7 octombrie, în Valea Jiului, în Aninoasa, la Iscroni, va avea loc acest eveniment. Iar imaginea de ansamblu a telespectatorilor noastre trebuie să fie pornind de la Țara de Piatră, pentru că noi aici am Ținutul Titanilor, o formă de reprezentare culturală în prelungirea inițiativei Ținutul Momârlanilor. Ne legăm de această titulatură prezentă din 1241, această țară de piatră, prin transferul de la tradiție și cultură care există în momentul de față prin continuatorii getodacilor din Valea Jiului, inițiativa noastră inițială de dezvoltare Ținutul Momârlanilor.ro, mergem mai departe către Ținutul Țara Litua, Țara de Piatră, și astăzi vrem să vă prezentăm prin colegii noștri o inițiativă care merge spre educarea generațiilor următoare. Pentru că până la urmă, dacă nu știi de unde vii, cine ți-au fost strămoșii, n-ai nicio direcție foarte clară. Iar inițiativa asta, aceasta culturală, o pornim din Valea Jiului. Și voi vreți să... Asta despre Ținutul Momârlanilor, cât mai mulți tineri, am înțeles. Este o inițiativă culturală și orientată spre educație. Evenimentul din 7 octombrie va fi orientat către liceenii și... Un simpozion, ca să înțeleagă lumea. Un simpozion presărat cu alte chestiuni frumoase, culturale. Din câte știu, aveți un program destul de variat, aveți lansare de carte. O să fie printre voi și cunoscutul lingvist Mihai Binerianu. Cred că nu mai are nevoie de prezentare, mai ales că la Capital TV noi am făcut un interviu cu domnul Binerianu, nu de mult. O să fie un tezaur viu al Maramureșului, domnul Vasile Șușcă, care ne va delecta cu frunza, cântatul la frunză, dar și cu povești celebre, legende din Maramureș. Mi-a mai spus de Sabin Popovici, de la Muzeul Romanațiului, din Caracal, și, bineînțeles, să nu uităm de ansamblul Juni Petrile, cunoscutul ansamblu din Valea Jiului, care vor veni cu jocuri și cântece momârlănești, probabil și cu un cântăreț de fluier, original de la mama lui de acasă, cum se zice. Am discutat cu domnul Cicmai, încă n-am discutat detaliile chiar în ansamblu, dar luăm în considerare partea cu fluierul. Și... Da. Peste toți aceștia vor fi o serie de elevi și profesori de la Colegiul Național Mihai Eminescu, cu care voi ați încheiat recent un parteneriat printr-o înțelegere cu directorul acelui liceu, domnul Lăutaru, și cu studenți de la Facultatea de Mine, din cadrul Universității din Petroșani. Am greșit? Am uitat ceva? Din punctul meu de vedere, spun asta de 14 ani de când am început acest proiect cultural, sub diferite forme, viitorul copiilor noștri este de fapt viitorul nostru. Împreună cu colegii mei, în data de 7, vrem să spunem de fapt povestea multimilenară a Văii Jiului, de data asta adoptată pentru liceenii și pentru studenții Văii Jiului, în etapa numărul 1. În etapa numărul 2, noi deja spunem povestea multimilenară a României, adaptată pentru toți copiii din România. Inițiativa noastră este... Și ce se va întâmpla pe viitor? Deci...
și în afară de acest simpozion, etapa a treia prin care tu vrei să faci, voi, Ținutul Momârlanilor, să faceți ce ne-a spus 9-0 Voiejiului. Da, deci inițiativa aceasta, evenimentul din data de 7, este, are, face, parte dintr-un program care are o continuitate destul de clară și vrem să facem, odată cu dezvoltarea conceptului, vrem să lucrăm cu copiii Voiejiului și să punem și noi umărul la a stopa depopularea Voiejiului în prima etapă, integrând tinerii cei mai talentați din Valea Jiului în conceptul nostru. Conceptul nostru este destul de complex, pornind de la acest Ținut al Momârlanilor, mergând până la diploma cavalerilor ioaniți, urmând cu domnul Panaite, cu copiii domnului Panaite de la respect Gima Ninoasa și terminând cu colega mea Laura Bogdan Hancăș, care o să vă spun o poveste a străvechiului râu, denumirea străveche a râului Jiu, Rabon, și creațiile ei personale, care folosește pietre din Valea Jiului ca să transmită în exteriorul Voiejiului povestea Voiejiului. Mai era ceva legat de Urieș. Partea cu Urieș o să fie surpriza pentru liceeni. De ce? Pentru că noi în momentul de față, și v-am adus aici un gânditor și soția de dânsului, și v-am mai adus ceva fabulos. Copiii Voiejiului trebuie să știe povestea multimilenară a rombului, care are o continuitate începând din Neolitic până în zilele noastre. Și nu doar a rombului. Trebuie să știe că această coloană a infinitului, a Marelui Brâncuș, a fost turnată la atelierele centrale din Petroșani. Da, o carte scrisă de domnul Rizopol, care trebuie să-l amintim aici, pentru că e colaborator. Domnul Rizopol o să fie și el prezent la eveniment. Care e colaborator permanent la Zarea la Capital TV. Deci, din punctul nostru de vedere, copiii Voiejiului trebuie să știe pe viitor niște aspecte foarte clare. Pe lângă termenul ăsta care e ultra cunoscut de mineriade, noi, Valea Jiului, avem împreună câteva forme foarte clare, reprezentative la nivel național. De exemplu, prima formă de organizare statală a românilor, cu 100 de ani înaintea Valahiei, a fost Țara de Piatră, renumită Țara de Piatră, condusă de în timpul voievodatului lui Litovoi, Țara Hațegului, Valea Jiului și Gorj. Asta trebuie să știe orice licean din Valea Jiului și orice student al Valea Jiului, că Valea Jiului reprezintă prima formă statală de organizare a românilor. Al doilea exemplu, care vrem să-l dăm, este prezentă mărturia în diploma cavalerilor ioaniți din 1241. Așa, ca să spunem și... Mergem mai departe cu Țara de Piatră. Valea Jiului are în momentul de față identificații în această Ținut al Momârlanilor repoziționat pentru următorul nivel, pentru turismul la nivel internațional, peste 50 de sfinși, care sunt tot de piatră. Identificați de tine. De noi, de tine, în parteneriat cu domnul Părău de la Comisie Mel în ultimii 5 ani de zile. Deci, conectând toate aceste aspecte, oprește-te, deci acest sfinș, ca să înțeleagă cei din țară, poate cei din Valea Jiului știu, acest sfinș i-ați găsit mergând pe teren, pe munții noștri ăștia falnici de aici frumoși și zona aceasta minunată, probabil în țară, nu știu dacă mai are echivalent, nu cred. Deci i-ați găsit mergând pe teren, de la est la vestul Voiejiului. Pe tot adică de la Urican, din capătul de vest și până în capătul de est, spre Petrila. Scopul cultural al nostru se termină cu tehnologia, adică acești copii ai Voiejiului din licee și din facultăți, vrem să integrăm în echipa noastră pe termen mediu și lung. De ce? Pentru că noi, în momentul de față, această inițiativă este dusă la ultimul nivel tehnologic. Vrem să creăm și suntem în proces de a dezvolta un joc pe tehnologia non-fungible tokens, NFT, blockchain, crypto, în industria crypto, un joc în care titulatura în engleză e un pic mai, poate, nefamiliară pentru audiența dumneavoastră, în play to earn, adică te joci și câștigi. Noi vedem viitorul Voiejiului pe o prognoză de între 5 și 10 ani de zile și ne gândim la profilul de client pe care vrem să-l aducem ca turist în Valea Jiului, care este clientul cu putere mare poate de cumpărare. Ce câștig va avea acest joc? Pentru tineri, că tot spui de ei. Care e câștigul lor? Pentru tinerii Voiejiului sau pentru tinerii, pentru care, tinerii se care se vor juca? Și pentru tinerii care se vor juca, această inițiativă tehnică pe baza tehnologiei Web 3.0, o să creăm posibilitatea la nivel european ca
foarte mulți tineri să câștige și să trăiască din pasiunea lor principală numit jocul. De aceea se numește Te joci și câștigi. Aceste artefacte multimilenare a României și a Văii Jiului până la urmă vor putea să fie achiziționate ca să poți să te joci în acel joc, iar dintr-o bătălie dintre doi concurenți, unul tot timpul va câștiga. Bun. Cel care va câștiga și va scoate artefactele cucerite de la celălalt pe piața liberă și să poate să câștige, să aibă jobul lui plătit. Valea Jiului va avea o chestie de imagine în străinătate prin acest joc, acești urieși 50 fiind incluși în acest joc, acest urieși de piatră, ca să înțeleagă lumea, un fel de Babele sau Sfinxul care merge, merge toată lumea, merge în Bucești să vadă Sfinxul, vor putea veni și în Valea Jiului să vadă nu un Sfinx, ci 50 de un singur Sfinx. Amendament. O să vină în Valea Jiului. Vreo 10 chiar foarte spectaculoși. O să vină în Valea Jiului, din acel joc, va fi platforma de a aduce turistul din exteriorul României în Valea Jiului. Deci cu dezvoltarea turismului. Pentru că pe jocul respectiv, această platformă, pe jocul respectiv o să fie corelat cu circuitele de turism reale în toată România, de asta este și gânditorul de la Hamangia, dar focusul principal la lansarea acestei inițiative este culmea de Fileul Jiului, Aninosa, Valea Jiului, unde în parteneriat cu administrația locală de acolo avem un proiect de dezvoltare foarte clar pe vârful Cândet. Bun. Cred că Dani ai vorbit destul. Vă mulțumesc foarte mult și acum vreau să vă spun câteva cuvinte despre domnul Panaite și scopul lui în data de 7. Scopul domnului Panaite este să prezinte viitorilor liceeni, liceenilor din Valea Jiului și studenților din Valea Jiului, proprii săi elevi. Ok. Bun. Să trecem la treabă. Domnul Panait, bine ați venit încă o dată. Mă bucur să fiu aici cu dumneavoastră. Și cred că cel mai greu lucru în ziua de azi este să te ocupi de copii. E frumos, dar greu. Și mai ales să construiești ceva de la zero. Da. În condițiile actuale. Cum vă vedeți integrat în acest proiect Ținutul Mămurlanilor, cu copiii, bineînțeles? Jocul se numește Lupta Titanilor, iar Lupta Titanilor respectiv nu putem altfel decât să integrăm în joc titanii în devenire care sunt antrenați de maestrul Panait. Da. Pe data de 7 vreau să venim să facem o demonstrație de kickboxing cu copiii noștri, care chiar sunt copii, dar o să rămâne surprinși. O să prezentăm și o din istoria noastră, arcul tradițional, exact cum era arcul de înainte, făcut cu corn, cu zendoarne. Cu... Da, mai ales că Aninoasa are tradiție în arc. Da, are deci rezultate mondiale la tir cu arc. Și eu la tir cu tradițional am luat fel la medalie. Știu. Dar asta doar din pasiunea mea. Dar asta e pentru că mie îmi place, mi-a plăcut istoria, străbunii, știu cine sunt, cum ar veni. Și asta vreau să le imprim copiilor noștri, să... Relația e permanentă cu Ținutul Mămurlanilor de acum înainte? Am înțeles de la Dani că da. 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 Și aveți și alte proiecte pe care o să le dezvoltați, mă gândesc. Da. Deci pe data de 7 o să fiți acolo cu copii. O mega demonstrație foarte frumoasă. Avem copii de la 8 ani până la 19. Media de vârstă este foarte mică. Ei știu de acești urieși de piatră? Acești finși? Automat știu, pentru că eu asta vreau să... Dar n-au fost încă să-i vadă. Nu au fost toți, da. Poate că pe viitor, cu Dani Roșca, veți face și câteva escapade. Că a uitat să ne spună că toți acești tineri vor fi duși pe teren să vadă sfinși și fiecare sfinx din cei 50, nu? Așa. Nu știu dacă chiar fiecare sfinx, dar unii sunt trei categorii de sfinși, la care se pot ajunge cu mașina drumeție, la care se pot ajunge prin călătorii scurte și la care se pot ajunge prin călătorii dedicate, în care, de exemplu, un Iorgovan, care e spectaculos, care doarme, 4 ore și Iorgovan care doarme, e spectaculos, extraterestru e spectaculos. Se poate vedea de jos, Iorgovan care doarme. De ce? Pentru că ne-am confruntat de-a lungul timpului cu comoditatea audienței și tocmai din asta, ca cauza asta, aceste drumeții și simpozii. Extraterestru, care e este podul din scopul zicalului. Extraterestru, domnul Vinereanu l-a vizitat. Extraterestru o să vadă și telespectatorii noștri și pe Iorgovan și pe extraterestru. În timp ce vorbim o să se... O să puneți niște imagini. O să punem, da, niște imagini. Vă mulțumim foarte mult. Ca să facem... Asta e piesa de bază la voi, asta vor fi. Cele două, Iorgovan cum doarme, că se vede exact ca un urieș care doarme și IT-ul ăla. Noi spunem că piesa de rezistență va fi corelată în momentul de față cu inițiativa de a dezvolta un joc
cu personajele din jocul respectiv, cu maestrul Panaite, cu istoria maestrului Panaite în România, în sporturile de full contact, cu copiii dânsului și cu jocul, pumnul din Peștera Dracului, spunem noi că este, are șansă să devină principal obiectiv. Eu mă gândeam, da, asta e un motiv, da, dar asta mă gândeam ce mai spectaculos și ăștia doi aveți, extraterestru și Iorgovan. Ăștia trebuie exploatați la maxim, vedetele. Din punctul meu de vedere, dacă mă trați pe mine, nu pot să fac o diferență clară. Și Strigoi, de exemplu, din Scopul Urzicar, este foarte vizibil. În Cheile Tăi, de exemplu, Scorpia, iarăși, este foarte vizibilă, Urlătorul, din nou, sunt uriași care se pot ajunge mai ușor la el. Din punctul meu de vedere, cel mai impresionant, din punct de vedere al corelării poveștii cu istoria, este Prometeu și Străjerii din Parâng, din Pharanx, care denumirea Parângului, de la Eschil, Herodot, până în foarte mulți autori antici menționează Parâng sub diferite denumiri. Domnul Panei, de ce credeți că trebuie să treacă 2020 și ceva de ani ca să fie descoperiți acești urieși și în Valea Jiului. Îi aveam aici, nimeni nu vorbea, nu vedea, nu știa. Da, parcă toată lumea trecea pe lângă ei fără să observe. Făcându-ne că nu observăm. Da. De ce, credeți că mereu suntem așa? Păi așa suntem noi români, cred că nație. Toți suntem șefi și nu vrem să muncim. Până când se trezește cineva și ne adunăm un pic în echipă și sper să ne facem treaba mai mult, mult mai bine, pentru că în comunie se poate... Deci, repet, merg în Bucești să vadă două piese, două. Când aici ar putea veni să vadă 50 de piese și o vale deosebit de spectaculoasă, întinsă pe 50 de kilometri sau cât are. A venit momentul să se termine cu această terminologie numită mineriade și suntem în momentul în care vrem să spunem la nivel național povestea reală a Valea Jiului, care este prima formă statală de organizare a românilor. După noi să urmeze colega noastră, care, da, Laura Bogdan, acum mă gândeam, care vine pentru audiența dumneavoastră cu ceva fabulos. Face parte din RG Verli Festival, o inițiativă a pasionaților de creatori de bijuterii handmade din România și povestea străvechea râului Jiu, denumit în antichitate Rabon, ea o reconstruiește pentru copii în viitor și pentru părinților din mai multe detalii. Noi vă mulțumim. Mulțumim foarte mult. Așa cum am promis, în continuarea capitalului special, o avem în studio pe doamna domnișoara, doamna Laura Hancăș-Bogdan. Bine v-am găsit. Bine ați venit. Mulțumesc. Care a venit la fel, o colaboratoare a Ținutului Momârlanilor și care a venit în studio cu câteva piese unice pe care telespectatorii Capital TV vor avea ocazia să le vadă, ceva piese care, din ce o să ne spună doamna, o să vedeți că nu le găsiți niciunde altundeva pe cuprinsul patriei. Vă rog să începe și să ne spuneți dumneavoastră, eu n-am să mai intervin. De ce? Pentru că nu cunosc subiectul și atunci prefer să vă las pe dumneavoastră să vorbiți. Bun, mulțumesc frumos. Voi începe prin faptul că această dragoste de bijuterie mi-a fost dată de către bunica mea. Ar fi surprinzător prin macrame, făcând cu ea macrame când aveam 7 ani. Am început să creez modele pentru lasete. Apoi, cu timpul, am uitat puțin de această pasiune, am fost plecată și eu din Petroșani și la un moment dat nu s-a mai putut și am zis, vreau acasă, la liniște, la pacea mea interioară și am plecat din Timișoara, care deja m-a sufocat de 8 ani și am venit acasă. Și acasă a trebuit să fac ceva, că trebuie să faci ceva și atunci materialele, toată lumea foloseam bijuterie, pietre semiprețioase, tot felul de mărgeluțe. Și aur și argint. Și aur și argint, da. Nu am vrut să merg pe pietre semiprețioase, eu am vrut să folosesc pietre prețioase, adică pietrele din Jiu, din Parâng, din Munții Retezat. De la Sarmizegetuza. De la Sarmizegetuza, de lângă Sarmizegetuza, din apa care curge acolo, din Peștera Bolii, pentru că să vă spun sincer, toată educația aceasta a copiilor... Pentru că toată istoria românilor e în acele pietre până la da. Și să dacă știți, vorbim de Dacia și de ce a însemnat. Da. Ele reprezintă... Deci dacă le ții lângă suflet, parcă te încarcă așa cumva și... Cu energie. Da, este ceva extraordinar. Explicați-ne, vă rog, ce aveți, să zicem, în
În partea stângă da. Am un colier creat, este crucea lui Zamolse. Este creat pentru festivalul de la Piatra Neamț. A fost tema Dacia, loja pasionaților de mărgele și și Carmen Seculare de la Piatra Neamț au organizat. Sunt ceva pietre? Da, acolo? Sunt pietre, am pietre. Aceasta este o piatră din Parâng, în partea aceasta este o piatră din de la Peștera Bolii. Lângă este piatra din Jiu, iar aici este piatra din râul Strei. Toate sunt cu o semnificație pentru daci. Eu fiind din Petrujani, am impresia că... Dacă județul Hunedoara da. Nu reprezintă daci, atunci nu știu ce da. 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 Și atunci eu așa am considerat și așa am creat această bijuterie. Aici avem un alt colier de concurs. Piatra aceasta mare pe care o vedeți acolo este tot din Jiu. Este culeasă, spălată. Pe o parte este dată cu un lac, pe partea dinspre piele este lăsată ca atare ca să simți, da, să simți că o ai acolo pe tine. Mi este foarte drag și soțul cu floricele din plastic sau floricele sunt din margele de 2 mm. Eu am vrut să reproduc floarea de colț. Da. Da. Eu am vrut să reproduc floarea de colț, întrucât tatăl meu iubea floarea de colț și ne povestea tot timpul. Pe masă? Pe masă sunt... Floarea galbenă, de exemplu? Floarea galbenă este narcisa sălbatică și iar în partea de sus am o piatră din Jiu de asemenea. Aici este piatra da, din da, Jiu. Da. Și o mărgeluță acolo. Și da, mai multe mărgeluțe. Eu lucrez în tehnica sutaj, se numește, folosesc un șnur. Tehnica sutaj mi s-a părut cea mai apropiată de tehnica pe care o făceam cu bunica mea, macrameul, și mie mi s-a părut cea mai apropiată. Ei, ultimul colier... Păi l-am lăsat la urmă că... Da. Este din soborul de la Cucuteni. Este o bijuterie creată... Cucuteni, Daniel Roșca are foarte multe materiale de da. Este zeița mamă. E puțin mai special deoarece am vrut să introduc cumva și tradiția. Adică bunica mea, în ziua de Paști, înainte de Paști, vopsea ouăle cu ceapă. Și atunci eu am considerat că cel mai bun mod de a face acest colier este prin a vopsi ouă cu coaja de ou cu ceapă, am spart cojile, le-am lipit pe această bucată de fetru și am redat cioburile care se găsesc în... teritoriu, peste tot pe unde mergi prin zona respectivă, iar cele două pietre sunt pietre din Jiu. Și mai aveți la gât, văd, la gât, colier da. Foarte frumos. Mulțumesc frumos, este ultimul colier făcut tot pentru Piatra Neamț, reprezintă Dacia. Și tot cu piatră în mijloc. Da, este o piatră care am cules-o din râul de lângă Sarmizece Tuza Regia. Deci ăsta e chiar de la mama lui da, de casă. Este... Da, este un suflet bun aici. Dar mama și... românilor. Da. Semnul este pe poarta de la Sarmizece Tuza a fost descoperit un sigiliu mare. Eu nu aveam cum să refac sigiliul acela, reprezintă floarea vieții sub cele două și copacul vieții, bradul și copacul vieții. Deci asta reprezintă colierul ce-l vedeți la mine la gât. O concluzie la tot ce ne-a spus și la legătura cu Ținutul Mămărlănilor, vă rog. O concluzie ar fi, da. Mi-aș dori ca părinții și bunicii să înceapă să le spună copiilor legendele și să-i facă să iubească Valea Jiului, pentru că de aici se pornește de acasă, așa cum s-a pornit și la mine tot de acasă. Trebuie neapărat să facem ceva, pentru că dacă nu, Valea Jiului se va pierde, pentru că fiecare va pleca unde e mai bine. Și nu doar Valea Jiului v-aș completa, ci toate legendele vechi se vor pierde. Se pierde. Astfel, toată România va pierde până la urmă. Știți cum? Eu aș începe în primul rând cu colindatul. Și cu faptul să asculți acasă, dar asta nu mai face nimeni, să asculte muzică populară din zona. Mă rog, mămârlanii. La noi se mai face. La noi se mai face. Mai sunt, și... mai sunt pițărăi care încă da, mai sunt. Da, da, dar sunt comunități. Și Brundușii, să nu uităm de Brundușii, da. În zona de vest mai. Da, dar sunt ei numai, ei de ei. Dar în rest, marea majoritate care stau la bloc nu mai practică, nu mai merg la cu colinda nici măcar de la unii la alții. Vedeți, dumneavoastră, ni se tot arată tradiții de alte părți ale țării. Foarte frumoase, da. Într-adevăr.
dar la nivel național, de tradițiile din Valea Jiului, Pizărăi, Brundușii, da. Și tot ce se întâmplă aici de sărbători, da, nu se prea vorbește. Nu. Iar turismul nostru este ceva de genul cazare, vin oameni, eventual pomana porcului, că le tai un porc să mănânce, da. Dar nimeni nu mai face după obiceiurile vechi, nu prea se mai face. Cu excepția 2-3 cabanieri, pentru care l-aș aminti și pe domnul Părău de la Lupeni, care lasă ca tradițiile să nu fie... Să fie pierdute. Face ca tradițiile să nu fie omorâte, să nu fie ucise, cum ar vedea. Da, ar trebui fiecare în casa lui să facă să nu fie pierdute. Da. Noi vă mulțumim și vă mai așteptăm pe la noi, pentru că aveți o tematică foarte atrăgătoare pentru doamne, în primul rând, și domnișoare. Da, mulțumesc. Și mă gândesc că cine s-a uitat la această emisiune va mai dori să mai vadă și alte piese, eventual să știe de unde și le-ar putea achiziționa, dacă cumva veți dori la un moment dat să vindeți și așa mai departe. Mulțumesc mult. Deocamdată nu undeva. Deocamdată știu că faceți din pasiune, dar poate că vor fi oameni interesați, măcar să vină să învețe de la dumneavoastră. Da, asta eu pot să învăț. Da. Eu iar domnul Roșca poate cu Ținutul Momârlanilor face, uite, mici ateliere de lucru în care dumneavoastră, cu elevi, cu tine, da, că tot a început treaba asta, iar dumneavoastră să fiți un fel de instructor, de ce nu să învețe să facă aceste obiecte, da, vânzându-le apoi, pentru că e o chestie comercială până la urmă, iar cu banii respectivi, tot copiii să beneficieze de excursii, de nu știu ce. Da, dar să știți că și materialele costă. Deci... valorile acestei țări. Da. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc frumos. O zi bună. La revedere. La revedere.